Captură record de cocaină în România. Vorbim despre captura anului făcută de polițiști în portul Constanța. Drogurile erau ascunse în 16 tone de pulpă de fructe congelată, îmbarcată la bordul unui vas din America de Sud. Au intrat în țara noastră prin portul de la malul Mării Negre și urmau să ajungă mai departe în Olanda, pe piața de acolo, dar și în România. Operațiunea Exotic, cum au denumit-o polițiștii, s-a blocat în portul Constanța. Drogurile au fost găsite ascunse în butoaie umplute cu fructe congelate, bucăți de ananas și mure înghețate pe care o firmă le aducea din Ecuador. Vorbim despre o cantitate uriașă de cocaină. În cele 16 tone de produse din fructe, specialiștii estimează că ar putea fi ascunse între 800 de kilograme și 3 tone de cocaină. Drogurile au ajuns în România pe 18 septembrie cu un vapor care venea din Ecuador. În portul Constanța au fost încărcate într-un camion. Au fost transbordate într-un autocamion frigorific 71 de recipiente, bidoane, ce erau conținute de acest container. Fiecare dintre bidoanele respective având o greutate de aproximativ 200 de kilograme. În urma efectuării controlului autocamionului frigorific și ulterior a analizelor chimice de laborator, s-a evidențiat faptul că produsul respectiv conținea un drog de mare risc, respectiv cocaină. Așa cum se vede în imaginile furnizate de anchetatori, suspecții au fost lăsați să își continue drumul, dar au fost supravegheați inclusiv cu drone timp de 5 zile. Transportul a fost oprit în Vama Nădlac. Pe traseu, camionul a făcut o oprire la un depozit al traficanților aflat în Aiud. În acte, transportul era legal. Documentele făceau referire la o marfă ce consta în pulpă de fructe congelată destinată industriei folosirii în industria alimentară, având ca țară de destinație Olanda, unde trebuia să ajungă în ziua de 25 septembrie. Specialiștii spun că se bănuiește că drogurile care au rămas la Aiud urmau să fie introduse pe piața de consum din România și reprezentau plata pentru transport. Vorbim și aici despre o cantitate extrasă posibilă undeva între 20 și 80 de kilograme, ceea ce înseamnă foarte mult pentru piața din România, asigura practic pentru o perioadă importantă de timp aprovizionarea, în special a mediilor High Life, a cluburilor și a festivalurilor care se desfășoară în curs anului în România. Doi cetățeni români au ajuns la audieri. Cei doi suspecți au fost audiați ieri după amiază la DIICOT Constanța Orenșir. Au fost reținuți, iar astăzi la ora 10 au fost aduși aici la tribunalul din Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Făceați trafic de droguri? De unde veneau drogurile și unde ar fi trebuit să ajungă? Acțiunile pentru combaterea grupărilor de crimă organizată, a grupărilor de interlop vor continua. Operațiunea de ieri și cele care vor urma nu sunt întâmplări. Acționăm structurat și planificat de luni de zile și vom continua pe durată nedeterminată. Drogurile și clanurile pot fi învinse, dar prin efort național. Nu este primul caz în care au fost găsite droguri disimulate în pulpă de fructe congelate, dar este primul din România. Experții antidrog spun că nu este întâmplător că traficanții din America Latină au ales portul Constanța. Un lucru este știut, portul Constanța nu are dotările necesare pentru scanarea mărfurilor, nu are dotările necesare pentru a lupta eficient împotriva drogurilor și de aceea cartelurile de traficanți preferă acest port, această rampă, dacă vrei, de introducere a drogurilor în Europa. Specialiștii antidrog estimează că în rețea ar fi fost implicați cel puțin 10 traficanți de pe două continente. Ancheta este abia la început.